ziua, domnul Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Pârvulescu, și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația. Bună ziua, de cu plăcere. A participa la o emisiune a noastră. Liderii socialdemocrații s-au reunit în ședința Consiliului Național al Partidului, iar la acea ședință am văzut că s-a cerut prin vocea lui Marian Oprișan amnistia și grațierea, practic o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Dacă cererea nu este surprinzătoare, dacă nici discursul domnului Oprișan sau cel al domnului Dragnea nu a fost surprinzătoare, situația juridică a unei ordonanțe de urgență privind amnistia și grațierea este mult mai complicată. Este complicată în primul rând pentru că am asistat la o formă nepermisă de presiune asupra guvernului. Guvernul nu este al PSD-ului, ci este al României. Deci, dacă tehnic un partid strânge voturi și formează o majoritate pentru a susține un guvern, asta nu înseamnă că interesele private ale partidului respectiv trebuie să prevaleze împotriva intereselor generale sau naționale, cum le spun. Deci, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost afirmarea unor interese private. Sigur că în România, domnul Iorgovan, Antonie Iorgovan, în momentul în care a definit regimul politic, la începutul anilor 90, cu sprijinul multor consilieri, consultanți occidentali, în special de la Consiliul Europei, a avut grijă ca partidele politice să nu fie considerate persoane de drept privat. Altfel spus, juridic, partidele politice sunt considerate persoane de drept public, deci un fel de instituții, ca să mă lămuresc așa. Cu toate astea, ele reprezintă interese private. Interesele membrilor, care sunt niște privați care se asociază. În fond, care e diferența între un partid și o organizație neguvernamentală? În multe țări nici nu se face deosebirea între aceste lucruri. În România se face, dar de ce? Ca să le asigure partidelor acces la finanțare publică, directă. Pentru că altfel n-aveau argumente sau, mă rog, în calitate de specialist în drept administrativ, domnul Iorgovan găsea argumente pentru a finanța public partidul. Dar ceea ce au făcut ieri domnul Oprișan și domnul Dragnea, pentru că domnul Dragnea a susținut același lucru fără să vorbească atât de răspicat de o ordonanță de urgență, dar de o opțiune nucleară a vorbit domnul asta. De ce? Pentru că sunt niște interese private. Iată de ce devine o problemă. Pentru că ordonanța de urgență, unul, trebuie să răspundă unei urgențe. Și nu e niciun fel de urgență. Dezbaterea parlamentară este absolut normală, dacă este vorba despre o lege. Nu se justifică urgența. Sigur că este prevăzută de Constituție și nu este tocmai limitată. Dar în cazul acesta vorbim despre o încălcare flagrantă a Constituției. Pentru că în Constituție se prevede foarte clar că instituția legiuitoare din țara asta este Parlamentul și doar în cazuri excepționale guvernul poate, pe o perioadă limitată prin ordonanță de urgență, să legifereze. Aici mie mi se pare că situația este foarte complicată constituțional și așa ne explicăm de ce. Nici ministrul de justiție Tudorel Toader, nici prima ministră Viorica Dăncilă nu par să fie niște fani. Exercițiul pe care l-au făcut de a impune prin partid acest lucru e foarte riscant, dar n-au votat. Altfel spus, a fost o discuție, dar n-a fost un vot. Deci nu vor considera că este o presiune politică. Iar domnul Dragnea a sugerat că trebuie găsită o soluție și dacă nu se poate găsi o altă soluție, atunci ordonanța de urgență este soluția optimă, iar Tudorel Toader, câteva ore mai târziu, Tudorel Toader, ministru de justiție, prezent în sală la această manifestare a PSD-ului, mă întreb, sigur, invitat, dar mă întreb în ce de calitate s-a dus acolo, pentru că nu cred că există obligație ca miniștrii independenți să fie prezenți la acțiuni politice. Pentru că domnul Tudorel Toader se mândrește cu independența sa. Și atunci independența s-a fost mai pusă ales puțin la o întâlnire a socialdemocraților. Da. Bun, de nici la ALDE n-ar avea ce să caute. Știm cu toții că este sprijinit în special de ALDE, dar nici acolo n-ar avea ce să caute pentru că nu este membru de partid. Iar când ești ministru, într-un moment atât de contestat,
și complicat, e bine să te, să te abții. Ce spune domnul Tudor Altoader? Că s-a convenit că este ultima soluție ordonanța de urgență. Este exact ipoteza pe care o lansa Liviu Dragnea, președintele Camerei și al PSD-ului, care spunea, dacă nu puteți oferi alte soluții, atunci trebuie să dați ordonanța de amnistie. Ce se așteaptă? Păi, se așteaptă, în primul rând, decizia Curții Constituționale privind așa zisul conflict instituțional între Parchetul General și Parlament, apropo de, de protocoale, pentru că toată teoria conspirației a fost dezvoltată acolo, la această întâlnire a Consiliului Executiv al PSD, până la ultimele consecințe, adică toată teoria statului paralel, a deep state-ului, a statului adânc, a fost prezent acolo, președintele Iohannis este emanația serviciilor secrete, acuzația că nu e român, finanțarea lui Soros, multinaționalele, serviciile secrete în general, împreună cu parchetele și cu procurorii, toată această conspirație pe care o vedem și în narațiunea altor lideri autoritari, cum este Erdogan, de unde împrumutăm în mare măsură. Pentru că ideea de stat paralel este preluată din Turcia. Și atunci, pentru a lupta împotriva statului paralel și a consecințelor sale, condamnarea nevinovaților, trebuie dată o ordonanță de, ordonanță de urgență. Să lămurim, nu este o ordonanță simplă, o ordonanță de urgență. Deci trebuie convocat Parlamentul, apropo. V-a spus că e până pe 15 ianuarie și se intră în vacanță parlamentară, deci va trebui convocat Parlamentul pentru a se putea da ordonanța de urgență. S-a mai întâmplat asta și în 2017. Ne întoarcem, seamănă puțin cu ordonanța 13, situația poate. Am văzut că și președintele s-a activat. E și cam în aceeași perioadă. Da, numai că între timp au trecut 2 ani. Au trecut 2 ani în care legitimitatea și poziția PSD s-a perimat, s-a diminuat. De altfel, am văzut un exercițiu în care domnul Dragnea și PSD-ul încearcă să demonstreze, controlează în continuare situația și exercițiul în sine poate fi chestionat. Nu cumva acest exercițiu este dovada slăbiciunii? Dezinvoltura cu care președintele partidului îi chema pe unii și pe alții să ia decizii ne arată că situația este destul de complicată acolo. PSD-ul nu mai are majoritate în Camera Deputaților, împreună cu ALDE, și depinde de UDMR și de minorități. Deci oricând în Camera Deputaților li se poate întoarce o lege și știu asta. Ăsta e motivul pentru care nu vor să treacă prin Parlament amnistia și grațierea, pentru că foarte probabil partide care sunt mai atente la electoratul lor și care cred că electoratul lor este sensibil, nu or să intre în jocul ăsta. UDMR-ul a și zis că nu este nu de acord cu nici măcar cu ordonanța. Nici măcar cu ordonanța. Dar asta nu înseamnă că va vota moțiunea de cenzură joi. Pentru că până la urmă ce a reușit Liviu Dragnea prin spectacolul ăsta, și asta a vrut să transmită, în special către parlamentarii PSD, a fost că rămâne în continuare un partid important și rămâne un lider recunoscut, un lider care joacă. Ca urmare, cei care ar fi tentați să voteze moțiunea de cenzură ar fi bine să nu o facă pentru că riscă tot. Și genul acesta de amenințare voalată are efect. Totuși, ieri, duminică, a fost un deputat PSD care a părăsit partidul pentru Pro-România lui Victor Ponta, Pro-România care a fost atacată cu cuvinte dure, partid al statului paralel, al serviciilor secrete. Am văzut că și domnul Victor Ponta a avut o replică la... Nici nu se putea altfel. De altfel, dialogul acesta dur între cei doi foști prieteni, Victor Ponta și Liviu Dragnea, face parte din regulile jocului, dar probabil va rezista PSD-ul și vom intra în anul 2019 cu guvernul Dăncilă la președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Guvernul Dăncilă. O prim-ministră care, cu excepția acestei mici dispute presupuse și nu foarte evidente legată de ordonanța de urgență pe amnistie și grațiere, nu pare să fi făcut altceva decât ceea ce i s-a cerut. Ceea ce nu se întâmplase cu precedenții doi prim-ministri ai PSD-ului care au fost înlocuiți. Greșelile de gramatică
ale doamnei prim-ministru sunt atât de frecvente încât uneori nici nu mai le luăm în seamă. Da. Le sesizăm, dar le mai luăm în seamă, nu mai reprezintă un eveniment. Adică e ceva cât se poate de firesc. Guvernul este format din persoane care vor trebui să discute cu colegii lor europeni și care nu au niciun fel de experiență. Iar discursul de ieri, discursul de la Consiliul Executiv al PSD a fost unul anti-european, de un anti-europenism furibund. Și în ce context a făcut? Pe 12 decembrie a avut loc Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene. Consiliul de Afaceri Generale este, de fapt, cel care conduce Uniunea Europeană. Pentru că la conducerea Uniunii Europene se află trei instituții. Consiliul, Comisia și Parlamentul. Consiliul are, pe de o parte, Consiliul European, care este format din șefii de stat și de guvern, care însă are un rol vag, mai degrabă de a determina politici, și este Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene este format din miniștri, iar Consiliul de Afaceri Generale este cel care dirigează întregul Consiliu. Ori la Consiliul de Afaceri Generale s-a discutat raportul MCV. Și la raportul MCV, Bulgaria a fost lăudată în mai multe paragrafe pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a progresa, pentru că a creat un DNA, pentru că a creat o legislație anticorupție, iar România a fost criticată. Și ceea ce se cere efectiv României de către instituția pe care România o va conduce de la 1 ianuarie este să ia în considerare recomandările MCV, cele ale Comisiei de la Veneția și ale GRECO, ale Grupului de State împotriva Corupției. Este o situație cel puțin ciudată să vezi că, pe de o parte, României se cere să continue eforturile în ceea ce privește statul de drept, se exprimă îngrijorări evidente că face pași înapoi, și discursul din România care neagă Uniunii Europene orice drept. Liviu Dragnea spunea, ni s-a cerut să nu respectăm Constituția, deciziile Curții Constituționale, ca Parlament. Nu se întâmplă în Occident așa ceva. E bine, Bulgaria este exemplu care face exact ceea ce se spune. Iar România a fost un exemplu. Până la venirea acestei majorități, România, fie că a fost guvernată de PSD, fie că a fost guvernată de o altă formațiune politică, a respectat întru totul recomandările MCV-ul. Este pentru prima dată că nu se întâmplă lucrul ăsta și nu are precedent în Uniunea Europeană. Pentru că MCV-ul nu s-a aplicat decât României și Bulgariei, atât. Deci nu are precedent și probabil că va produce consecință. Mi s-a spus la Bruxelles, într-un anume context, în urmă cu câteva săptămâni, că există un agreement, un gentleman agreement între Consiliu și instituții și statul care va avea președinția, că nu se critică statul respectiv în perioada președinției. Mi-e teamă că pentru prima dată nu se va respecta acest agreement. Adică deja România este criticată, mă aștept ca Parlamentul să critique România în continuare și vom suporta cu toții consecințele acestei politici care nu are nici măcar o bază constituțională, pentru că, vă aduc aminte, recomandările GRECO sunt obligatorii, iar în ceea ce privește recomandările MCV, și ele trebuie luate în considerare. Ele intră în tratate și, sunt aplicabile. Sunt decizii contradictorii ale Curții Constituționale în funcție de compoziția politică a Curții, dar în principiu Constituția este formală. Noi trebuie să respectăm tratatele care sunt parte ale legislației interne. Deci recomandările raportului mecanismului de control și monitorizare sunt partea legislației interne. Noi suntem obligați să le introducem. PSD-ul nu vrea. Iar domnul Tudorel Toader, de care vorbeam mai devreme, ironizează. Ironizează instituțiile europene, ironizează experții, îi consideră a fi sub nivelul intelectual al domniei sale. Deci dacă o întreagă lume de experți spune ceva, și bănuiesc că oamenii aceia au cel puțin aceleași acreditări academice ca și domnul Tudorel Toader. Și unul singur se împotrivește. Dar nu la Comisia de la Veneția, după cum ați observat. Că e membru acolo, de acolo a trecut. Înseamnă că e o mare problemă și că o parte a opiniei publice românești este intrusă în eroare. Asta este situația în care ne aflăm acum. Iar amnistia și grațierea ar trebui să rezolve problemele juridice a unei părți a clasei politice care se simtă amenințată sau care a fost deja condamnată. Aici nu vorbim despre interesele PSD sau PSD-ALDE.
și ale tuturor partidelor importante, a tuturor partidelor care au aleși, care au anchete în derulare sau a căror aleși au fost condamnați. Și știți de ce se întâmplă asta? Pentru că nu mai avem partide naționale. Avem federații de grupuri locale de putere, în care primarii sunt centrele importante. Aceștia mobilizează alegătorii. Vedem ce se întâmplă la alegerile parlamentare, unde prezența fiind redusă, rolul primarilor este extraordinar. Și ei impun politicile naționale. Noi nu mai putem avea politici naționali. Și nu mai avem politicieni naționali. Probabil Călin Popescu-Tăriceanu are o viziune națională, dar este într-o situație juridică complicată. Dar domnul Liviu Dragnea nu e politician național. Are o poziție națională, dar reprezintă interesele grupurilor locale, nu interesele României. Sunt politicieni din PSD care au preferat să iasă din politică și din istorie, dar care au urmărit interesele naționale. Poate au fost nedreptățiți, istoria va stabili lucrul ăsta, dar au asumat consecințele până la capăt. Liviu Dragnea nu e dispus să facă așa ceva, iar echipa din jurul său este exact pe aceeași linie. Vedeți, ironia de ieri, în care îi spune lui Darius Vâlcov, unde ești Vâlcov, unde ești coruptule? Adică, dintr-o dată, dacă cineva este acuzat de către DNA și este judecat, este de fapt o operațiune nedreaptă și o manipulare a probelor. Știți, odată vor să anuleze probele, știm de ce e discuția cu protocoalele, nu se va putea demonstra că protocoalele sunt neconstituționale, pentru simplu motiv, Curtea Constituțională se poate pronunța asupra protocoalelor. Au inventat ceva ca să poată să definească un conflict între instituții, ca să fie așa un element de care să se agațe. Dar vor ca prin acest lucru să blocheze toate probele obținute prin protocol. Ori asta nu înseamnă că probele nu există, ci că doar din punct de vedere formal nu sunt luate în considerare. Altfel spus, toate acele înregistrări există, sunt clare, le poate asculta oricine, se poate dovedi reaua intenție, dar ele nu pot fi folosite pentru că se găsește o formulă juridică să fie anulat conținutul lor, adică ar fi fost obținute într-un mod ilegal și neconstituțional, deși în momentul în care au fost obținute, era cât se poate de legal să fie obținut. Și totul pleacă de la o decizie a Curții Constituționale din martie 2016, care decizia Curții Constituționale trebuie chestionată foarte mult. Ați văzut că și la nivelul Comisiei Europene și a instituțiilor europene, Curtea Constituțională din România nu mai beneficiază de o prezumție de nevinovăție. Există bănuiala că acolo interesele politice prevalează împotriva intereselor generale și a interesului superior al dreptății. S-a vorbit la Consiliul Național al PSD-ului chiar despre varianta depunerii unei plângeri penale pentru un altă trădare împotriva lui Klaus Iohannis, președintele României. Ce ar putea însemna un astfel de demers? Nimic. Nu ar putea însemna nimic pentru că este nul din start. Demonstrația de trădare națională trebuie făcută altfel. Există, în Constituția României sunt prevăzute două formule prin care președintele poate fi suspendat. Este votul prin Parlament urmat de referendumul de revocare pe care îl cunoaștem deja, pentru că a fost aplicat de două ori în 2007 și în 2012 împotriva președintelui Băsescu. Și mai este punerea sub acuzare. De altfel, occidentalii confundă mereu suspendarea românească, care există doar în România și în Austria, dar a fost folosită doar în România, și impeachmentul, punerea sub acuzare. Ei cred că Traian Băsescu a fost pus sub acuzare. Nu. A fost suspendat pentru un vot politic cu majoritate simplă. Diferența dintre punerea sub acuzare, impeachment și suspendare este că impeachmentul, punerea sub acuzare, trebuie votat cu 2-3. 1. 2. Trebuie făcută demonstrația indubitabilă a înaltei trădări. Ori, nu o declarație politică a președintelui poate să fie elementul care să indice înalta trădare. Vă dau un exemplu ca să fiu și mai clar. În 2004, în Lituania, a fost pus sub acuzare președintele în funcție. Dar a fost pus sub acuzare nu pentru că a făcut declarații politice, ci pentru că a numit într-o funcție publică o persoană
care nu avea cetățenia statului lituanian. Era născut în Lituania, era de origine etnică rusă, deci nu era cetățean lituanian, nu respecta Constituția. Și atunci a fost pus sub învinuire, a fost suspendat și în felul ăsta s-a deschis o întreagă procedură pentru înlocuirea președintelui. În final a fost declarat nevinovat. Deci întreaga aventură a respectivului președinte s-a terminat prin declararea sa ca fiind nevinovat, dar a fost scos din politică. Partidele politice din Lituania, imediat înaintea aderării Lituaniei, care s-a întâmplat în iunie 2004, au decis să se debaraseze de un președinte incomod și au găsit o formulă pentru a se debarasa de un președinte incomod. Vă dau exemplul ăsta pentru că, sau în Statele Unite ale Americii, este spergiurul. Și trebuie să demonstrez că președintele a mințit cu premeditare și că asta intră în conflict cu, nu declarațiile politice ale sale. Orice spune domnul Dragnea, ce cere domnului Iordache să facă, este ca plecând de la declarația politică a președintelui Iohannis, care spune că România nu este pregătită pentru președinția Comisiei Europene, că trebuie să fie declarată în altă trădare. Am văzut un sondaj de opinie al unui institut pe care, adevărat, nu-l cunoșteam foarte mult înainte, dar m-am interesat și pare să fie serios. Nu sunt un mare partizan al sondajelor de opinie. La momentul de față măsoară ceva, adică măsoară o discuție care se poartă acum, măsoară opinia în jurul acestei discuții. Și în ceea ce privește grațierea și suspendarea, amnistia și în ceea ce privește pregătirea României pentru președinția Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene, era devastator. Aproape 90% dintre români erau împotriva amnistiei și grațiere și 50% erau convinși că România nu este pregătită. Acest sondaj a fost făcut până pe 11 decembrie. Deci era un sondaj relativ recent. Înseamnă că 50% dintre români sunt vinovați de înaltă trădare, pentru că cred lucrul ăsta, și doar 32% credeau că România este pregătită. Ca să lămurim și mai clar situația pentru cei care ne urmăresc, președintele României beneficiază de aceeași protecție constituțională ca și parlamentar. Altfel spus, are imunitate pentru declarațiile politice pe care le face și, pe de altă parte, nu poate fi tras la răspundere pe durata mandatului său pentru acțiunile politice pe care le face. În alta trădare trebuie să fie demonstrată prin relația cu puteri străine împotriva intereselor României, ascunsă și netransparentă. Ori mi-e greu să cred că la asta se gândea domnul Dragnea, în orice caz nu asta a lăsat să înțeleagă în momentul în care i-a indicat lui Florin Iordache ce trebuie să facă. Florin Iordache, care a fost atât de surprins de această idee, încât declară presei după reuniunea PSD, după Consiliul Național PSD, că se va vedea în punerea, în respectivul document, ce va scrie, care sunt motive. Deci nu le știe nici el foarte bine. Și, mă rog, cred că sunt conștienți cu toții că, din punct de vedere constituțional, există o protecție clară. Și este normal ca șeful statului să fie protejat împotriva acestor acțiuni. Deci, nu este un cadou care se face șefului statului. Șeful statului este statul. În momentul în care statul poate fi tras la răspundere juridică, el este anulat. De aceea îl și suspendăm pe perioada în care este supus chestionării juridice, anchetelor juridice, pentru că nu poți să pui statul, autoritatea, între paranteze. Ea trebuie să fie deplină sau nu este deloc. Și este motivul pentru care în orice țară normală este protejat pe durata mandatului său și numai în condiții cu totul excepționale se poate ridica imunitatea de care beneficiază și atunci este suspendat. Dar ce se încearcă prin această plângere? De fapt, se încearcă, dacă nu mai poate merge sperietoarea cu suspendarea, pentru că eșecul referendumului de la începutul lunii octombrie a fost usturător pentru PSD și vedem că au avut nevoie de o lună și ceva ca să-și revină și să facă această presiune pentru amnistie și grațiere, atunci se încearcă alte formule pentru a-l pune în defensivă pe președinte, de exemplu formula aceasta juridică. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm declarațiile pe care le făcea protejata domnului ministru Tudorel Toader pentru șefia DNA, respinsă de președintele Iohannis, care spunea că n-a fost niciodată independentă și că este loială Parlamentului. Vorbim aici despre o politizare evidentă.
Constituția României prevede din 2003, asta nu vor să înțeleagă mulți, nu este doar o prevedere formală, că în România există separația puterilor în stat, executivă, legislativă și juridică. Deci este o putere și nu o autoritate. Ce încearcă Dorneanu, președintele Curții Constituționale, împreună cu alții din curte, împreună cu Tudorel Toader, este să reducă justiția la nivel de autoritate. Pentru că spiritul Constituției din 1991 era că justiția este o autoritate, ca administrația locală, ca ministerul apărării. O simplă autoritate. Nu este o putere. Singura putere existentă e puterea politică. Pe urmare, puterea politică beneficiază de o protecție specială, dincolo de imunitate și dincolo de interzicerea mandatului imperativ. În 2003, acel articol 1 modificat a transformat justiția într-o putere și justiția imediat și-a construit acest fundament de putere. Astăzi, inclusiv din interiorul puterii judecătorești, atât dintre judecători cât și dintre procurori, sunt unii care încearcă să transforme, justiția într-o simplă anexă a politicului. Și dacă vom avea procurori politizați, aceștia vor intra în joc. Secția pe care Comisia Europeană prin raportul MCV o critică, Comisia de la Veneția o critică, Secția Specială pentru Investigarea Magistraților din Ministerul Justiției, este o formă de presiune inadmisibilă împotriva magistraților. Faptul că a fost acceptată de Curtea Constituțională nu o face morală și acceptabilă. Poate să fie legală, poate să fie constituțională, dar nu tot ceea ce este legal și constituțional este în interesul democrației, pentru că până la urmă ceea ce trebuie să prevaleze este spiritul Constituției, iar spiritul Constituției vizează democrația. Această instituție nu este democratică, este o încercare de a impune o linie politică parchetului. Intolerabil. Deci, asta nu mai este stat de drept. Statul de drept, pentru cei care nu înțeleg, nu este o retorică. Statul de drept presupune o organizare ierarhică a instituțiilor și a normelor juridice, astfel încât judecătorii să beneficieze de, și magistrații în general, de o reală independență și să poată influența sistemul politic. Altfel spus, să-l poată sancționa pe cel care este vinovat de corupție. Pentru că în momentul în care amnistia și grațierea vor veni și toți cei care au fost condamnați la 10 ani de închisoare vor fi eliberați, vă dați seama care vor fi consecințe. În primul rând, justiția nu mai are niciun sens să funcționeze, degeaba pedepsește. Pentru că se hotărăște că toată lumea trebuie să scape. Nu știu, ori să hotărească mai puțin cei vinovați de crime sau mai știu eu ce, violuri, or să găsească o formulă oarecare. Dar în rest, majoritatea celor care stă în închisori vor fi eliberați, pe motiv că s-au făcut abuzuri. Este acuza pe care bolșevicii aduceau sistemului burghez de justiție. De altfel, simpatiile față de regimurile iliberale din Est se văd foarte clar la conducătorii actuale României. Domnule Cristian Prăvulescu, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai aștept cu mare drag. Și am mai mare plăcere. Mulțumim. Mulțumim.